Este timpul astăzi să cunoașteți un alt prieten drag, un prieten pe care îl respect și pe care îl admir. Este unul dintre cele mai celebre nume ale televiziunii publice. A știut an după an, sezon după sezon să se reinventeze și de fiecare dată a adunat în jurul ei telespectatori și admiratori. Este un om deosebit, o mamă minunată și de ce să nu recunosc cu toată admirația un prieten de nădejde. Doamnelor și domnilor, în această seară, Iuliana Marciuc. Sărut mâna, Iuliana Marciuc. Mulțumesc mult de tot, Iuliana, că ți-ai găsit timp să stăm de vorbă azi așa pentru 10. Te salut și eu, mai ales că faci parte din comunitatea eroilor de destine ca în filme. Și mă bucur să te revăd de data asta prin calea asta online. Formidabil ce am ajuns să fim nevoiți să facem. Și să învățăm, că am uneori senzația, gândindu-mă la emisiunea ta, parcă trăim într-un film, pe cuvântul meu parcă este... Mult mai mult. Cred că este mult mai mult. Viața bate filmul, ca să ne amintim de o producție a unor colegi de-ai noștri de televiziune. Zilele astea cam asta este, da. Dar din câte știu eu, din câte am văzut pe Facebook, pe Instagram, tu ți-ai dorit ca ziua să aibă 26 de ore, nu 24, că faci o mulțime de lucruri. Da, să știi că, cum îmi place mie să spun, fiecare experiență pe care o trăim are un scop și învățăm din experiența asta. Și uite, din experiența izolării am învățat și eu să gătesc, da. Am reînceput să gătesc, cred că n-am mai gătit de 15 ani. Și astăzi am spălat chiar și frigiderul înaintea întâlnirii cu tine, să știi. În același timp stau mai mult cu David și cu Adrian, stăm mai mult împreună. M-a amuz că ei își găsesc tot felul de acțiuni împreună. De exemplu, într-o zi am transformat masa din sufragerie în masă de ping-pong și a fost chiar o competiție foarte adevărată și interesantă, știi, trăită așa cu toată intensitatea. Vorbesc cu oameni dragi, mai ales că am reținut dintr-una dintre postările acestor zile o idee. Cine continuă să vorbească în aceste zile sunt cei care vor rămâne împreună cu adevărat, care vor rămâne prieteni. Frumos și adevărat. Mai știu că, bine, nu e un secret și toată lumea a vorbit despre asta, cât de frumos și de senzațional te-ai reinventat tu. Și acum știu că în fiecare dimineață sau destul de des, tu îți faci exercițiul online, cu Zoom-ul. Vai, asta a fost, cum să spun, în prima zi când ne-am conectat cu toții cei de la Body Shape Transformation, suntem așa un fel de familie, tot așa o comunitate, cam cum este comunitatea destinelor. Și în prima zi când ne-am conectat unii cu alții prin această platformă extraordinară sau aplicație sau cum să o numi ea, de Zoom, și ne-am văzut, adică ne-am văzut și noi între noi, fetele și băieții, și am văzut antrenorii. Aha. Și în prima zi a fost chiar un moment emoționant când ne-am salutat cu toții. A fost ca o vizită prin sufrageriile fiecăruia, știi? Da, dar nu poți să tragi ciulul când faci ceva de genul ăsta? Nu prea, pentru că el te vede. Deci ei, antrenorii noștri, sunt în sală și crede-mă că sunt și dintre cei mai buni antrenori de fitness și campioni. Și și-au împărțit cumva munca, în sensul că sunt de obicei doi. Dacă Flavius lucrează, atunci celălalt, Mădălin, de exemplu, sau Serafin, stă în fața telefonului și în fața computerului și acolo ecranul este împărțit în 30 de mici ecrane și ne vede pe toți. Și vă și ne strigă. Iuliana, vezi că Iuliana, fi serioasă, Iuliana, lasă telefonul, Iuliana, stai mai dreaptă, Iuliana, ia greutatea mai mare. Adică ne și... cum să spun, comentează în tot ce facem. Asta este o chestie extraordinară, acest lucru fabulos în care suntem și online, dar și interactiv. Știi?
Vorbind de online, de interactiv, cum e clar că David n-are nicio problemă cu asta, dar cum te-ai descurcat tu cu faptul că dintr-o dată nu mai aveai, să spun, avantajul, da, l-am trimis la școală, am scăpat de el câteva ore, acum tu trebuie să creezi ambianța de școală. Da, da. Cred sincer că cred că este mai greu pentru familiile cu copii mai mici sau care au mai mulți copii, cum vorbeam astăzi cu un prieten de-al meu care are 3 copii și toți 3 mici. Este, cred, foarte greu. Pentru noi este mai simplu pentru că David e deja în clasa 8-a, este mare. Am norocul, să spun așa, că David este la un liceu privat, la ICHB Colentina, și încă din prima zi au implementat lecțiile online. Și atunci a fost foarte simplu de ocupat timpul lui David, pentru că el de dimineață până pe la 1 sau 2 uneori face lecții. Întâi face lecții online cu profesorii și apoi face temele. Aha. Pentru că îi se dau și teme de la o zi la alta. Foarte, foarte interesant. Îl ține în contact permanent cu școala și cred că este un lucru foarte bun. Bineînțeles că suntem îngrijorați și ne gândim ce va fi cu examenul de capacitate, cel de trecere din clasa 8-a spre a 9-a, dar am zis că mai bine nu ne mai gândim. Luăm lucrurile pas cu pas, de pe o zi pe alta. Cred că asta este o altă experiență pe care trebuie să o învățăm, că într-adevăr n-aduce anul ce aduce ceasul și să nu ne mai facem atâtea planuri. Pentru că știi cum e, ai planul A, planul B și până la urmă ajunge altcineva, îți face planul C. Exact, exact. Altceva ce vreau să le transmitem celor care se uită acum este că familia de sine de care tot vorbești, comunitatea de sine, nu trebuie să sufere că s-au rupt legăturile complet. Pentru că voi, tu ai o pagină pe Facebook. Da, da, da. Să spun ceva. În primul rând, nu s-au rupt din cauza că TVR2 redifuzează povești. Deci în fiecare marți, tot la aceeași oră, la ora 21, pe TVR2 sunt povești de destine ca în filme în reluare. Până când, să vedem, se va anunța o nouă grilă, adică un nou sezon și noi suntem pregătiți cu povești noi. În același timp, așa cum ai văzut și tu pe pagina de Facebook oficială a emisiunii Destine ca în filme, eu postez de 2 ori pe zi, o dată dimineață când m-am gândit să postez redactarea unor povești de Destine ca în filme, așa cum în format de a fi citite, dacă vrei. Lucrul la care m-a ajutat o ziaristă cunoscută, este vorba de Oana Georgescu, pentru că împreună pregătim o carte cu aceste povești, volumul 2 al unei cărți. Și altă dată după amiază postez un îndemn de la eroii de destine ca în filme și nu numai îndemnuri, ci și sfaturi concrete despre ce se poate face în izolare. De exemplu, ieri am postat ce face Lorelai. Lorelai, probabil că o știi și tu, este acea adolescentă de acum foarte talentată, care este fără mâini de la naștere, care a fost în concursuri internaționale de canto și pictează. Și chiar ne-a dat niște sfaturi concrete despre ce putem face în izolare dacă avem această, cum să spun, abilitate de a picta. Cred că este important să ne gândim că e bine să ieșim mult mai bogați, adică să nu fie numai ca o vacanță, ci să fie ca o perioadă în care să încercăm să ne dezvoltăm abilitățile pe care le avem și pentru care n-am avut timp, sau să încercăm să ne reinventăm, și aici nu mă refer numai la reinventarea fizică de care ai spus tu și pe care ai remarcat-o la mine și pentru care îți mulțumesc, să încercăm să facem lucruri sau să pregătim lucruri pentru perioada următoare, de imediat după ce ieșim din această criză, o perioadă ce cu siguranță va fi altfel. Lucrurile este evident că vor fi schimbate, prioritățile vor fi altele. Nu cred că este neapărat un motiv de îngrijorare,
pot fi lucruri care se îndreaptă, nu? Și lucruri care vor merge spre bine. Ca să dau un simplu exemplu, sunt convinsă că Adidasul de 700 de euro nu va mai avea importanța pe care o avea înainte de a intra în coronavirus. Corect, corect, îmi place asta. Adică altele vor fi valorile, cu siguranță. Tu mi-ai trimis o poză cu Iuliana când era mic. Și vreau acum tu să-ți imaginezi că Iuliana de astăzi, din martie 2020, se află într-o cameră cu Iuliana din vremea aia. Și ai la dispoziție, nu știu, hai să zicem 40, 30, 40 de secunde, în care să-i spui ceva, să-i transmiți ceva. N-ai timp să-i spui despre toate experiențele pe care le va avea sau toate greșelile sau toate reușitele pe care le va avea. Dar ai 40 de secunde să stai de vorbă cu Iuliana când era mică. Ce îi spune? Iuliana și Ariadna. Să fii încrezătoare, să fii optimistă, să ai încredere în oameni, să iubești și atunci cu siguranță și ei te vor iubi pe tine. Să-i îmbrățișezi cu gânduri bune, pentru că atunci toate aceste gânduri bune vor veni către tine. Să nu invidiezi și să nu fii răutăcioasă, pentru că toate acestea determină un pH acid care duc la îmbolnăvire. That's foarte frumos. Acum ce să spun? În primul rând, aveți grijă de voi. Sărut-o dulce, dulce pe mama ta din partea mea. Îmbrățișează-l pe Adrian și pe David. Și să știi că eu din toată conversația asta, ca neprofesionist, am reținut un amănunt esențial. Te-ai apucat să gătești și mi-am făcut deja planul cum ieșim din nebunia asta, mă auto-invit la masă la invit. Oh, de-abia te aștept. Bun, atunci eu m-am trecut pe listă imediat cum ieșim. De-abia te aștept, te felicit pentru această inițiativă, îți doresc mult succes și multă sănătate sau, cum spun eu în ultima perioadă, sănătate fără panică. Excepțional, mulțumesc mult de tot, Iuliana, toate bune și sper să ne revedem cât de curând. Numai bine!